Nu am avut nicio informație până am plecat din mandat că Elena Udrea ar fi implicată în chestiuni legale. Doamna Udrea nu a fost chemată să dea nicio declarație în Galabute cât am fost eu președinte. Nu voi intra în corul mediatic ce se desfășoară acum la adresa Elenei Udrea, mai ales că acest om se va prezenta în fața judecătorilor. Voi respecta comportamentul prin care să nu încerc să influențez vreo decizie. Cred că orice aș spune despre dosară, că este Microsoft, că este Galabute, i-aș face un deserviciu. Am încredere în acest om. Când un judecător va spune că este vinovată, voi respecta decizia judecătorului. La sfârșitul comunicatului, DNA spune că prezumția de nevinovăție nu este afectată. Este o situație de Guinness Book. Este o avalanșă pentru care trebuie să fii extrem de tare, să reziști, să ai un caracter puternic, pentru că altfel te poate distruge psihic. Elena Udrea este un om care nu minte și în care poți să ai încredere. Eu nu am auzit-o pe femeia asta să ia bani, să facă ceva. Eu am investit în ea. Am încredere și în justiție și în Elena Udrea, a spus fostul președinte. Fostul șef al statului a mai declarat că cele două servicii puternice din România, SRI și SIE, nu sunt controlate. România are două servicii de informații extrem de puternice, SRI și SIE. Are servicii departamentale foarte puternice și practic nu sunt controlate, a spus fostul șef al statului. Elena Udrea este arestată preventiv în dosarul Galabute, procurorii cerând o nouă arestare preventivă în același dosar pe baza a 3 noi acuzații.